Tot despre teatru vorbim în minutele care urmează. Mă bucur să-i spun bună seara și bine ai venit Anei Maria Pandele, actriță, dar și președinte al Asociației Culturale Pentagon. Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucur că ești alături de noi. Spuneam că Asociația Culturală Pentagon organizează acest festival numit Copil în Europa și festivalul a ajuns, iată, la ediția a 5-a. Cum pare acum, după 4 ani, în al 5-lea an, această idee a organizării unui astfel de festival? Pentru că știu eu, e foarte greu. Da, e greu, dar iată, acum împlinim 5 ani. Adică, pe alte vremuri s-ar fi spus cincinală desfășurării astea de forțe, pentru că este o desfășurare de forță, chiar de forțe, chiar dacă nu suntem foarte, foarte mulți implicați în proiectul acesta. Suntem o mână de oameni, dar foarte dedicați și lucrăm zi și noapte. Pare imposibil să te oprești. Deci dacă mă întrebi cum pare, este așa un recul care te face să mergi înainte orice s-ar întâmpla. Bineînțeles, ajută foarte tare și experiența acumulată în anii anteriori, în edițiile anterioare. Ne folosim de ea cu succes, credem noi, și iată că împlinim 5 ani. Hai, spune-ne, de fapt, în ce constă acest festival? Cine sunt cei care participă? Participă, deoarece este un festival național, anul acesta am avut curaj să chemăm și copiii de mai departe, adică copii care necesită cazare, masă și toate tabieturile. Ați fost extrem de curajoși. Și anume de la Bistrița. Vin copiii respectivi, trecuse și perioada de înscriere, dar doamna lor, coordonator, m-a sunat și mi-a spus că nu se poate să nu vină copiii la festival, că ei își doresc foarte tare și au citit pe internet și tralala și se documentează și bineînțeles că n-am putut să rezist. Atunci v-ați făcut luntre și punte și uite că s-a putut în cele din urmă. Și da, până a doua zi am rezolvat problema. Bineînțeles, vin copii din tot județul Timiș, Sân Andrei, Brecaș, Giroc, Șag și toate școlile și liceele din Timișoara care au trupe de teatru și mă bucur foarte tare. Sunt multe, chiar așa, sunt multe trupe în liceele, în școlile din Timișoara? Da, sunt foarte multe trupe, sunt 27 care vin în festival. Sunt, atenție, 27 de trupe, dar trebuie să menționez faptul că unii dintre ei chiar au mai multe spectacole. Bine, dar nu vă puteți hotărâ să decideți asupra doar unei reprezentații. Nu, pentru că unele sunt comedii, unele sunt teatru de lumini, unele sunt teatru de imagine. Noi trebuie neapărat să le prezentăm pe toate, astfel încât onorat juriul va avea foarte grea misiune și va sta în zilele de 27 și 28 mai pe baricade de dimineața până seara cu atenția sporită, pentru că la sfârșit chiar trebuie să și delibereze, deci nu doar să vizioneze spectacolele în înșiruirea lor, ci chiar să delibereze. Sunt câțiva copii curajoși, de altfel au fost și la edițiile anterioare, care s-au pregătit cu monoloage. Oh, foarte și frumos! Asta e lăudabil, îi încurajez, pentru că ei, vă dați seama, n-au niciun sprijin. Intră pe scenă ei, așa cum sunt, și se desfășoară 5, 7, 8, 10 minute, atât cât durează. E un bun exercițiu pentru momentul în care te hotărăști să dai la facultatea de teatru. Da, cum spunea domnul Ștefan Darida... Chiar voiam să întreb componența juriului. Da. Păi dacă tot am spus numele dumnealui... Președinte, bănuiesc. Este președintele juriului, apoi domnul Doru Maniu, actor la Teatrul Copii și Tineret Merlin, și domnul Laurențiu Nistorescu de la Renașterea Bănățeană și Paralela 45. Și toți trei sunt, deci m-am înconjurat de trei bărbați cu multă răbdare și pasionați de lucrul acesta cu copiii, pentru că fiecare pe segmentul lui de activitate se ocupă frecvent de lucruri de genul acesta și le mulțumesc foarte tare, pentru că, iată, în această formulă e al treilea an consecutiv când
mergem împreună la festival. Înțeleg că ai pomenit zilele în care se desfășoară festivalul. Înțeleg că se va ține pe scena Teatrului de Copii și Tineret Merlin, care a fost alături de voi de fiecare dată, dacă nu mă înșel. Da, toate edițiile acolo le-am susținut. Mă și gândesc ce s-ar întâmpla dacă dintr-un motiv sau altul ar trebui să ne mutăm la Casa Studenților sau undeva. Am întâmpinat tot felul de inconveniente pentru că am fi deja obișnuiți cu ceea ce se întâmplă acolo și copiii care revin. Hai să spunem așa, Ana Maria, e o scenă un pic mai prietenoasă, nu e foarte mare, ceea ce totuși pentru un copil contează, fiindcă dacă ar fi pe scenă la Teatrul Național să umpli o scenă ca aceea, e mai greu. Dar o scenă mai micuță, mai prietenoasă, e mai ușor de acoperit, să spun așa, cu prezența. Din punct de vedere, în primul rând, e mai ușor de acoperit și pentru faptul că are dimensiuni mici. Mici, da. Și vocal e mai ușor de acoperit, categoric, fiindcă publicul este foarte, foarte aproape și dacă am jucat la Teatrul Național, ar trebui să se întâmple ca ei să fie lucrate exerciții de impostație, de dicție și de respirație și așa mai departe, lucru care mulți dintre ei, firește, nu-l stăpânesc încă. Însă, constat că apetența aceasta pentru teatru a crescut foarte, foarte mult. Iată, ai deja 27 de trupe, spuneai, doar în liceele, școlile și liceele din Timișoara, mai vor să vină și din alte județe, asta e foarte bine. Câte dintre trupe au fost constante, să spun așa, au venit la toate cele 5 ediții de până acum? Păi, încă n-ați început, mă gândesc, cu toate trupele. Acum, firește, o să uit multe, dar o să le menționez pe cele mai dedicate și sper să nu supăr pe nimeni, dar în primul rând și în primul rând trebuie să menționăm trupa liceului Lenau. Da. Condusă de o colegă actriță, exact, de Izolde Cobeț. Izolde Cobeț, da, care vin an de an cu spectacol de gimnaziu, cu spectacol de liceu, sunt absolut. Au fost foarte premiați în ultimul timp, am citit pe Facebook, au avut o sumedenie de premii, sunt bravo! Fantastic. Bravo, trupei Nil! Foarte, foarte serios și Izolde a primit acum două ediții și un premiu pentru întreaga activitate la noi în festival, ne-am bucurat să-i oferim premiul acesta de comun acord. E un profesionist și copiii o iubesc, da, asta e lucrul cel mai deci important. Relația dintre ei e minunată, într-adevăr. Și mai trebuie să amintesc, o să zic și ceilalți, dar trebuie să amintesc că la fiecare ediție a festivalului au făcut ce n-au făcut cei de la CD Loga și ne-au luat marele premiu. Ana Maria, sunt foarte mândră, eu sunt fost Logan, așa că mă mândresc cu lucrul acesta. Și eu sunt foarte mândră pentru că de jumătate de semestru și eu sunt Logan prin copilul meu, băiatul care tău, a început exact din semestrul al doilea să fie, deci, și cum Logan. Se numește trupa lor? Hooligans. Hooligans, da. Așa nu mai știam. Da, ei sunt fantastici și mă sună și îmi scriu și eu le răspund și acum îi avem și pe cei de la Colegiul Bănățean, Heavenly Hell și o mulțime de liceul Moisil, liceul Vlad Țepeș, liceul... Hai să te mai întreb așa, pentru că ai tot văzut cam ce se montează, să spun așa. Care sunt opțiunile pentru, iată, teatru școlar? Sunt piese surprinzătoare, sunt dramaturgi români, sunt dramaturgi contemporani. Cam cum arată peisajul acesta teatral din școli și licee? Depinde foarte tare cine anume coordonează trupa. Pentru începători, ca să zic așa, cel mai lesne este să se apuce de un caragian. Eram convinsă că asta vei spune. Doar că se limitează doar la începători. Pe măsură ce ei capătă experiență, merg și la alte festivaluri, vin, îi cunosc și pe ceilalți, văd în ce mod abordează teatrul, capătă curaj. Și cel mai minunat moment este acela în care ei vin și își creează propriile spectacole, respectiv textele și scenariile și tot. Aveți și astfel de spectacole pe texte create de copii? Da, sau da, fie da, că da, sunt spectacole de mișcare sau fără text sau sigur, spectacole, sigur, cum spuneai, de umbre? Sau adaptări după Micul Prinț. Abia aștept să văd spectacolul ăsta, deci e cartea în sine o minunăție. O poveste, da? Da.
și abia aștept să văd spectacolul, adaptare după Cenușăreasa, adaptare după, nu mai știu acum să le număr pe toate, dar oricum cred că fiecare copil ar avea ceva de văzut stând, știu, e o jumătate de zi, poate nu au toți suficient răbdare să stea toată ziua de duminică și toată ziua de luni acolo, dar cu siguranță, dacă ar dedica 3-4 ore în plaja aceasta de timp, sigur ar rămâne încântați, mai ales prin diversificarea. Chiar așa, intrarea la festival e liberă, se plătește, e absolut liberă, ca de fiecare dată și va rămâne în continuare așa. Deci, poate ar fi bine să-i anunțăm pe cei care vor să vină cam la ce oră începe primul spectacol și când se termină. Când se termine e mai greu de spus. Da, e mai greu de aproximat. Ora e aproximativă. În 27 la ora 13:30 batem gongul de începerea festivalului. Până aproximăm noi ora 20 și acum plus vedem. Minus o oră, așa. Așa. Iar pentru că nu sunt profesioniști și acolo mai pot apărea tot felul de plusuri și de minusuri. Iar luni, în 28, începând de la ora 11 și până seara, datorită faptului că e și festivitatea de premiere și e o întreagă poezie și după aia trebuie să și dansăm, să facem discotecă, cine știe ce ore târzii ne vor apuca acolo la Merlin. Vreau să-i mulțumesc foarte tare doamnei director de la Merlin, pentru că am avut un pic emoții știind că s-a schimbat. Nu cred că Eva Labadi ar fi fost omul care să pună, Doamne ferește, bețe în roate unui festival care până la urmă pregătește actori pentru, și pentru teatrul ei. De ce nu? Cu mare bucurie ne-a ajutat și mulțumesc foarte tare. Vreau să mulțumesc pentru tot sprijinul Teatrului Național din Timișoara, Teatrului German din Timișoara, Consiliului Județean Timiș, Primăriei Timișoara prin Casa de Cultura Municipiului Timișoara și Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Toți aceștia au fost mici rotițe din tot angrenajul care înseamnă festivalul nostru la 5-a ediție. Copil în Europa, ce vreau să te mai întreb? Uite, festivalul se desfășoară pe categorii de vârstă. Deci aveți o categorie pentru gimnaziu și o altă categorie, firește, pentru liceeni. Cât de surprinzători sunt? Care sunt surprind mai tare, liceenii sau cei de la gimnaziu? Pentru că fiecare în felul lui e surprinzător. Cei mici sunt mai cruzi, mai autentici, cei mari deja, zic eu, încep deja să gândească, cunosc exact, deci e deja altă poveste, da. Într-adevăr, cei mici, cu cât sunt mai mici, cu atât sunt absolut fantastici, pentru că ei încearcă să devină credibili în toată interpretarea lor și sunt, ce să zic, și eu repet acasă cu copilul meu, care și el anul ăsta are curajul să joace în trupă, în pom, iată, specific trupa asociației noastre se cheamă În pom. Da, și așteptăm noi membrii și sunt câțiva tineri foarte tineri voluntari la noi în asociație, foarte, foarte inimoși și sper să rămână în continuare așa inimoși. Să răspund întrebării tale, într-adevăr cei mici sunt fantastici prin faptul că sunt atât de cruzi, de proaspeți. Cei de mijloc deja devin un pic conștienți de prezența lor pe scenă și fiecare în felul lor sunt foarte, foarte bine de urmărit și cu foarte mare plăcere îi vezi. Iar trecerile de la o categorie la alta, deci dacă vezi un spectacol de gimnaziu și apoi unul de liceu și te întorci la gimnaziu, ești puțin năuc, pentru că sunt foarte, foarte mari diferențele. Bineînțeles, dacă te duci la un șir de spectacole de actori profesioniști, știi care-i problema, care-i situația și cum decurg lucrurile, pentru că profesioniștii lucrează la un anumit nivel. Dar la ei sunt surprinzători, niciodată nu știi la ce să te aștepți. Și e pur și simplu o reală bucurie să te uiți la ei pe scenă.
Nu pot decât să mă bucur și să invit încă o dată pe toți copiii, dar și pe părinți, de ce nu să-i ducă pe cei mici la Teatrul Merlin în ziua de 27 și în 28, la ora 13, iar apoi de la ora 11, să vadă aceste spectacole așa cum sunt ele, poate pe aici, pe acolo mai crude, în alte locuri chiar șlefuite și bine puse în scenă. Îți mulțumesc mult, Ana Maria. Pe Ana Maria Pandele o puteți vedea la Teatrul Național, o să menționez doar două dintre piesele în care joci, ultima Înainte de pensionare, în regia lui Cristian Papke, și Pentru copii în Cenușăreasa, dacă nu mă înșel, regia Mirela Puia. Îți mulțumesc, Ana Maria. Și de unde am fugit eu acum, de la repetiție, de la domnul Mănuciu, urmează să ne vedem în Viața e vis, undeva înainte de finalul stagiunii. Nu înainte de pensionare. Mulțumesc, Ana Maria. E un festival care trebuie urmărit și pentru că vă propuneam încă un subiect înainte de finalul emisiunii, urmărim acum trupa de Sant cu piesa Zbor, după care zburăm și noi așa, ușor, și aflăm despre ce e vorba în Eleven. A zburat aproape de tot și timpul acordat acestei emisiuni. Trebuie să vă spun că dacă până acum am vorbit despre teatru, despre ce o să vorbim în continuare, are cumva așa o legătură, pentru că vorbim despre bucurie și curaj, despre acest lucru cred că va fi conferința Eleven. Spun acum bună seara și bine ați venit Oanei Barbu și Cristinei Puțan, organizator Eleven. 11 Even. Nu? Așa se scrie. Am avut multe, am avut dubii, de fapt, așa, nu știam exact cum să citesc, dar cred că am citit bine, nu? Da, e 11. E 11. Chiar așa, de ce 11? De ce 11 minute pentru ceva? Dar hai, explicați voi de unde a început ideea asta de 11 minute. Ia zi tu partea generală și intrăm în subiectul. Toată ideea a venit de la niște foști ai secări care s-au gândit să facă o conferință mai non-formală, mai altfel, o conferință inspirațională.